Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, și ne smerim înaintea Lui. Vorba unui frate, zicea el, ce credeam toată viața că Dumnezeu a ascuns cele mai bune daruri undeva pe rafturile cele mai de sus. Și am încercat să mă cațăr să ajung la ele, ca să constat, zicea el, spre sfârșitul vieții, că Dumnezeu și-a ascuns cele mai scumpe daruri jos, așa încât numai cine se apleacă și se smerește poate să ajungă la ele. De fapt, este și un principiu pe care l-a pus Dumnezeu în natură, principiu pe care îl învățăm la fizică, dar la fizică învățăm doar ce a poruncit Dumnezeu naturii, felul în care a poruncit Dumnezeu să se comporte. Este principiul vaselor comunicante, adică dacă mai multe vase comunică între ele, dacă torni lichid în oricare dintre ele, lichidul acela se va înălța în toate vasele la același nivel. Așa încât, dacă pe unul dintre vase îl vei ridica, știi ce se va întâmpla? Se va goli, celelalte se vor umple. Dacă pe unul dintre ele îl vei coborâ, celelalte se vor goli și se va umple el. Așa a pus Dumnezeu în jurul nostru, vorba lui Solomon zice, m-am uitat în jur și am tras învățătură din ce am văzut. Dumnezeu ne ține lecții în natură. Apostolul Pavel, când a vorbit despre învierea morților, a zis, dar nu vă uitați în natură ce se întâmplă? Dumnezeu a pus învierea morților în fiecare an în fața noastră. În fiecare primăvară vedem cum din moarte învie, din semințe care au murit, din pomi care au murit, reînvie și această experiență se perindă an după an și ar trebui să învățăm. Ne bucurăm în seara aceasta și am acceptat cu bucurie invitația de a veni la dumneavoastră. N-am mai fost de mult, am judecat aici pe bancă, sunt ceva mai mult de 2 ani de zile de când am fost la dumneavoastră ultima oară, era înainte de pandemie. Mi-aduc aminte că era înainte de sărbătorile de iarnă din 2019. Dădusem o fugă până în țară, neștiind că pandemia ne va despărți pentru așa de multă vreme. M-am bucurat că fratele Marius a fost unul dintre puținii frați care ne-au contactat din țară și așa că prietenia aceasta o păstrăm cu bucurie și, cum spuneam, am venit cu bucurie la dumneavoastră în seara aceasta. În căutările noastre am experimentat, știți că este o diferență între a cunoaște, de exemplu, harta lumii și știu unde e Berlinul și știu unde este Moscova și alta este să fi trăit acolo. Când locuiești acolo, altfel te uiți pe hartă. Poate că unii dintre dumneavoastră știți foarte bine geografie și știți unde sunt, nu știu ce insulă, dar niciodată nu o să puteți să vă comparați cu unul care a fost acolo și a locuit acolo. La fel se întâmplă și cu noi, locuind o perioadă în Irlanda, altfel văd harta Irlandei. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun altceva, așa este și cu Dumnezeu. Una este când citim Sfintele Scripturi ca niște învățăcei care învățăm și foarte bine să învățăm Sfintele Scripturi. Și alta este când le citești după ce Dumnezeu te-a purtat prin experiențe cu El, după ce ai trăit acele versete, le spui altfel. Zice Psalmul 139, de exemplu, unul dintre lucruri care m-au marcat în călătorile noastre astea. Psalmul 139 spune acolo psalmistul David, chiar dacă mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Ei, nu puteam să spun aceste versete, adică le putea spune ca David, dar eu le-am trăit. Chiar m-am dus și am locuit la marginea mării. Irlanda este înconjurată de ape. Este o insulă. Și într-adevăr am văzut cum mâna Domnului ne-a călăuzit și brațul lui ne-a apucat, că Dumnezeu este același peste tot pământul, că Domnul este tot pământul cu tot ce-i pe el. Și că toate ascultă de cuvântul lui, binecuvântat să fie numele Domnului. În această seară vă invit să ne facem o testare, o măsurătoare. Mi-au spus frații când au văzut copiii că nu-i mai recunoșteau, s-au înălțat față de perioada. Eu am fost acum 2 ani la voi, dar am venit singur atunci. Cu ei nici nu mai mi-aduc aminte decât că sunt cel puțin 3 ani de zile de când n-am mai fost la dumneavoastră, astfel că ei fiind în perioada asta de creștere s-au înălțat și au crescut. Dar în seara aceasta aș vrea să vă invit să ne facem o testare, să vedem cum am evoluat noi. Știți că este una dintre cele mai jenante întrebări pe care le pun copiii în perioada în care ei cresc. Voi de ce nu mai creșteți?
Ne întreabă copiii, tati, mami, tu de ce nu mai crești? Și atunci noi trebuie să le spunem și încercăm să le lămurim că de la o vârstă se blochează procesul acesta de înălțare fizică, dar creștem din alte puncte de vedere. Ne maturizăm, înțelegem altfel lucrurile, începem să creștem în cariera noastră, în domeniul nostru de activitate, suntem tot mai buni, tot mai performanți, pentru că am învățat și creștem în altfel, ne dezvoltăm în alt sens. Dar știți că copiii au o anumită șmecherie, cred că și pe dumneavoastră au încercat să urcă, de exemplu, pe masă și zice, tati, sunt mai mare ca tine. Ei, în seara aceasta vă invit să ne măsurăm fără piedestalul pe care stăm. Să punem metru corect. Și în seara aceasta mi s-au legat de ceva vreme cuvintele acestea și vreau să vi le pun înainte, ale apostolului din capitolul 6, 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 4. Cuvinte sub a căror incidență vreau să ne lăsăm și în seara aceasta purtat și să ne verificăm. Deci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori a lui Dumnezeu. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori a lui Dumnezeu. Știm că vremea sfârșitului, zice în Apocalipsa, în capitolul 7, este semnificativ ceea ce spune aici Ioan. A văzut derulându-se în cer o scenă în care un înger care purta pecetea lui Dumnezeu a strigat cu glas tare la ceilalți patru îngeri care stăteau în cele patru colțuri ale pământului să nu vă teme pământul și marea, zicând, nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Iată că în centrul atenției lui Dumnezeu la sfârșitul istoric, ca și întotdeauna pe parcursul vieții și a istoriei, au fost slujitorii lui. Și când zicem slujitorii Domnului, nu mă refer la o anumită elită religioasă, cum noi în general îi amintim pe predicator, pe păstor, pe diacon, pe proroci ca slujitori ai Domnului. Vreau să știți că Dumnezeu îl numește, de exemplu, și pe un guvernator îl numește slujitorul său. Zice Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 13, că un guvernator este slujitorul Domnului pus să pedepsească pe cei care fac răul și să răsplătească pe cei care fac bine. Vreau să vă amintesc de Daniel, zice în Biblia în Daniel, că împăratul, când l-a aruncat în groapa cu lei, a venit a doua zi dimineața, da? Și i-a zis, Daniele, a putut Dumnezeului tău căruia necurmat îi slujești? Păi stați un pic, că Daniel era slujitorul împăratului, Daniel era dregător acolo la curte, era sfătuitor, se confrunta cu tot felul de probleme ale împărăției, trebuia să le rezolve. El nu stătea tot timpul rugăciune, el se ruga de trei ori pe zi Domnului, ca și mai înainte, dar între timp făcea și activități laice, se ocupa de imperiu și de treburile care nu aveau de face cu religia. Și totuși împăratul a recunoscut că omul acesta îi slujește necurmat Domnului, fără încetare. Da, pentru că atunci când tu ești un slujitor al Domnului, orice faci, faci ca pentru Domnul, zice Apostolul Pavel. Și tu ești în slujba lui Dumnezeu, fie că mănânci, fie că bei, fie că schimbi scutece, fie că proiectezi un elicopter, fie că repari o instalație electrică, fie că construiești o casă sau transporti oameni, indiferent ce faci, tu faci pentru Dumnezeu. Tu ești în slujba Domnului, oriunde ai fi. Un slujitor al Domnului este slujitorul Domnului pentru totdeauna, tot timpul. În acest sens vreau să luăm cuvintele Apostolului și să ne gândim la cuvintele din Apocalipsa 7, când Dumnezeu va pecetului, nu va pecetului o anumită elită religioasă de la sfârșit, ci va pecetului pe toți aceia care poartă în mod vrednic numele de slujitor ai Domnului. Astfel că nu știm exact cât va mai ține lumea, știu un lucru. Cât privește vremea sfârșitului, că ea va fi caracterizată conform cuvintelor din Scriptură și a pildelor pe care le-a spus Mântuitorului, de o vreme în care nu vom putea să dăm lumină altora. Pilda celor 10 fecioare, asta ne învățășează. Va fi în vremea aceea, nu vei putea să dai lumină la ceilalți.
Candela este pentru tine. Dacă celălalt nu are lumină, nu i-o poți da. Trăim o astfel de vreme de confuzie în care nu putem să ne împărtășim ce gândim și nu știm exact cum vor mai decurge lucrurile, dar asta este caracteristica vremurilor din urmă. Fiecare va merge cu lumina pe care și-a adunat-o și din relația pe care o are cu Dumnezeu. Nu e vorba de individualism, ci va fi o vreme de separare între cei care au lumină și cei care nu au lumina lor. Propria lor relație cu Domnul. Iar ca oameni care avem nevoie de certitudine, de siguranță, în seara aceasta avem o promisiune, că în vremea din urmă Dumnezeu își va pecetui slujitorii așa încât de ei să nu se atingă nimic. Știți că a mai fost o astfel de experiență, cel puțin o dată în istorie, e vorba de Ezechiel capitolul 9, când Ierusalimul urma să fie măcelărit de către soldații babilonieni. Zicea acolo Ezechiel că a văzut cum un bărbat îmbrăcat în alb, cu o călimară la brâu, le-a strigat celorlalți bărbați îmbrăcați în alb, evident erau îngeri, să aștepte, să nu facă nimic, până nu vor pune ei un semn pe fruntea celor care gem și suspină din pricina păcatelor care se întâmplă în Ierusalim. După care vor putea intra să măcelărească. Știți că înainte să vină soldații babilonieni și să-i omoare pe evrei, înainte a mers un înger și a făcut un semn pe frunțile copiilor Domnului. Știți că înainte ca în îngerul nimicitor să intre în Egipt și să omoare întâi născuți, întâi s-au făcut niște semne pe casele copiilor lui Dumnezeu? La fel este la vremea sfârșitului. Și asta ar trebui să ne aducă pace și liniște. Dar pentru asta vă invit împreună cu mine, pentru că îmi place vorba unui frate, zice, eu nu vorbesc de pe vârful unui munte, vorbesc și eu din tranșee și eu sunt în război cu ca și voi și eu sunt în lupte și ne rugăm Domnului să ne vorbească și nouă, să ne călăuzească și pe noi și să ne arate și nouă calea cea bună. În seara aceasta ne evaluăm în fața Sfintelor Scripturi să vedem dacă noi putem purta într-un mod vrednic numele de slujitor al lui Dumnezeu. Dacă arătăm arătăm în toate privințele că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Pentru aceasta vă invit să ne uităm în Sfântele Scripturi, în mod deosebit la exemplul apostolului Pavel. Zice el în Timotei, în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. În seara aceasta ar trebui să fim recunoscători că Dumnezeu ne-a ales să-i purtăm numele, să-i fim în slujbă. Să știți că noi nu facem ceva, o favoare Domnului prin faptul că îi slujim. Ci asta este o onoare pe care ne-o încredințează Dumnezeu, o favoare pe care ți-o dă ca să te primească în slujba Lui. E un lucru pentru care trebuie să-i mulțumim Domnului, că ne-a îngăduit să-i purtăm numele de slujitor. Dintre toți oamenii, Dumnezeu s-a uitat la noi și a zis, uite, pe tine te socotesc vrednic să-ți pun o astfel de responsabilitate pe umeri. Să fii copilul meu. Așadar, ar trebui să fim tare recunoscători Domnului că ne-a încredințat această responsabilitate și să o întoarcem într-un mod cuvenit, vrednic, de Domnul care ne-a chemat. Sunt multe versete în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în care suntem îndemnați să ne purtăm în chip vrednic de chemarea care ne-a fost făcută. Aș vrea să amintesc câteva lucruri care caracterizează un slujitor al lui Dumnezeu, indiferent de domeniul în care activezi. V-am spus, poți să faci poate o lucrare simplă și să fii slujitor al Domnului, sau poți să fii într-o slujbă vizibilă, predicator, păstor, poți să fii proroc și Dumnezeu să nu te recunoască ca slujitor al Lui. Să zică, cum a zis în Matei, plecați de la mine, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Dar se poate ca Dumnezeu să ridice din praf, din luminință, de unde nu știm, un om simplu, necunoscut, de care să-l pună alături de
oamenii Domnului să șadă la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și cei pe care noi îi așteptam să fie acolo să-i scoată afară, că așa zice Domnul Evanghelie că va face. Povestea un frate, zice, călătoream spre Arad cu trenul și la un moment dat într-o gară se urcă un bătrânel, dacă te uita la el, nu valora nimic. Știrb, nebarberit, neîngrijit, nepieptănat, sărac, gârbovit. Și culmea a venit exact în compartimentul meu. El era predicator, un om cu vază, îmbrăcat frumos, bine pregătit să vină să predice la Arad. Și în timp ce eu stăteam cu Biblia în mână și citeam și îmi pregăteam predica, omul acesta, dar eu tăceam, omul acesta, intrând în compartiment, a început să vorbească despre Dumnezeu. Și a început să ne spună că toți suntem frați, că ne tragem dintr-unul singur, din Adam, și că trebuie să ne iubim unii pe alții, așa cum ne iubim copiii, cum ne iubim soțiile și soții și părinții, așa trebuie să-l iubim și pe vecinul, și pe celălalt, și pe omul pe care îl întâlnim pe stradă. Prima dată, zicea fratele, l-am judecat și am zis că este un mof, vrea să iasă și el în evidență, săracul om de la țară. Dar am ajuns în gară la Oradea și când ne-a oprit o doamnă cu un copilaș sau doi copilași din vagon, vrea să coboare. Și bătrânelul nostru, gârbovit, a zis, Doamnă, cum să vă coborâți singur? Dați-mi mie bagajul. A luat bagajele, a coborât-o pe femeie, a ajutat să-și deie copilașii jos, după care a revenit în compartiment. Am stat de vorbă, zicea frate, după aceea cu el și am înțeles că omul ăsta petrece ore în șir în fiecare zi în rugăciune. Nu este pentecostal, nici baptist. Era ceva din bisericile clasice. Dar un om care avea o relație personală cu Dumnezeu și zicea, fratele, când ne-am despărțit, am plecat cu sentimentul acesta și cu rugăciunea aceasta de mirare înaintea Domnului zicând, Doamne, pe unde ți-a ascuns Tu comorile? Da, slujitorii Domnului nu sunt neapărat cei pe care îi vedem, care fac o slujbă publică. Și ei sunt, dacă trăiesc. Dar pot fi oameni simpli, oameni care, cum ziceam, poate face o mâncare. Povestea, de exemplu, un apărător al creștinismului, Francis Schaeffer, el a scris și câteva cărți în apărarea credinței creștine, avea o asociație în Elveția, unde avea el sediu de consiliere spirituală și la un moment dat a venit și cercetori la el, un cercetător la ei acasă și soția l-a invitat în curte și l-a așezat la masă și se așteaptă aici. A mers înăuntru, i-a pregătit de mâncare, a venit cu un set de tacâmuri așa ca la musafir, cu trei farfurii, cu lingură, cu furculițe, cu cuțit, cu șervețel, cu pahare, cu suc, cu felul 1, felul 2, felul 3. Cerșetorul, mirat, i-a zis, Doamne, astea sunt toate pentru mine. Da, zice. Da, de ce mă tratați așa? Pe mine nu m-a tratat niciodată în viață cineva așa. Păi zice, astăzi ești invitatul nostru la masă, ești noi pe oricine primim ca pe Domnul. Și în timp ce discutau eu acolo la masă, cerșetorii a spus, Doamne, știți de ce am îndrăznit să bat la poarta dumneavoastră? Că în general sunt oameni la care nici n-ai curaj să bați la poartă, să cer ceva. De ce? Haideți vă rog cu mine, zice, uitați-vă aici pe colțul casei, este un semn. Noi cerșetori avem o înțelegere. Ca să știm ca la care case suntem primiți și la care suntem respinși, facem niște semne. Și pe casa dumneavoastră este un semn că dumneavoastră primiți cerșetori și tratați bine. Vreau să știți că Dumnezeu face semne pe frunțile slujitorilor săi, nu vizibile din asta să le vadă oamenii, dar îngerii le văd și vor face deosebire pentru că îngerii sunt responsabili în vremea sfârșitului de evenimentele care se vor desfășura pe pământ. Și avem garanție din Sfinte Scripturi că nu fac nicio greșeală îngerii, că totul se petrece după poruncile pe care le primește de la Dumnezeu. Așadar, citesc în Psalmul 104, o primă caracteristică a slujitorilor Domnului, zice versetul 4, Psalmul 104, versetul 4. Din vânturi îți faci sol și din flăcări de foc slujitori. Chiar, cred că aseară citeam în familie aceste cuvinte și mă gândeam atunci la ceea ce vreau să vă spun acum, că slujitorii Domnului sunt, zice Biblia, că flăcări de foc. El ca să-și facă slujitor are nevoie de flăcări, adică de oameni care ard. Nu are nevoie Domnul de leneși, de oameni trândavi, de oameni care îl încezesc,
ci de oameni care ard. Prima cerință. Nu le spun în ordinea importanței, deși cele trei pe care mi le-am amintit nu se poate să lipsească una dintre ele. Dacă una lipsește, îl descalifică ca slujitor a Domnului. Toate sunt importante, cele care vreau să vi le amintesc. Și prima pe care vreau să vă spun este râvna, pasiunea pentru lucrarea Domnului, pentru Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu. Un om care vrea să poarte în chip vrednic numele de slujitor a Domnului trebuie să aibă pasiune pentru asta. A zis Mântuitorul, cine pune mâna pe plug și se uită în urmă, nu-i vrednic de mine, poate să plece, du-te acasă. I-a zis unui, Doamne, lasă-mă să-mi îngrop. Du-te. Dar după mine nu mai vii. Eu am nevoie de unul care să nu știe decât asta. Apostolul Pavel zice, când m-a apucat Domnul, mă arunc înainte, nu mai mă uit pe ce este înapoi. Ard. Apostolul Pavel a arătat că este vrednic slujitor al Domnului prin râvna pe care cu care a lucrat. Omul acesta, cum ziceam, citeam aici în text, prin prigoane, prin vânturi, prin sărăcie, prin bogăție, prin lipsuri sau printre frați mincinoși sau frați adevărați, în bătăi, în toate, a arătat că e vrednic slujitor al Domnului pentru că a ars în continuare pentru voia Domnului. Un slujitor al Domnului trebuie să ardă pentru asta. Dumnezeu caută oameni care sunt pasionați de Dumnezeu. Oameni care se gândesc la El, care poate lumea te judecă că ești obsedat. De fapt, știți cum au fost numiți credincioși în primele secole? Nebunii lui Hristos. Pavel, înțelepciunea ta multă te face să dai nebunie. Tu nu știi altceva, numai neprănire și Hristos și porocii. Așa au părut societății ei, ca niște înnebuniți. Pentru că un om care este obsedat de, în sensul că arde pentru ceva, poate fi considerat nebun de ceilalți. De exemplu, sunt oameni de știință care sunt așa de pasionați de cercetare încât uite să mănânce. Țin minte că aveam și un profesor la facultate, un profesor de matematică, care făcuse ulcer din cauza că toată ziua era la facultate, toată ziua cu cărți. Când nu avea cursuri, mergea și la bibliotecă să învețe, să mai studieze. Era pasionat de asta. Înscât și-a neglijat sănătatea. Ei, dragii mei, dacă oamenii sunt pasionați pentru a descoperi ceva, un medicament, de exemplu, și stau câte 10-12 ore nemișcați în laboratorul lor, urmărind în neprobetă cum evoluează reacțiile lor chimice, cu cât mai mult ar trebui noi să fim aplecați asupra lucrurilor spirituale. Zice Biblia despre profeții din vechime că Duhul Sfânt care era în ei le descoperea tainele și zice Biblia că ei au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Aici se vede râvna, dacă ești stăruitor în căutări și perseverent și arzi pentru asta. Ei, Apostolul Pavel poate fi numit eroul cel mai mare dintre apostoli în sensul râvnei pe care a dovedit-o. Cred că putem să-i contestăm poate alte lucruri la Pavel, dar râvna nu-i poate fi contestată. Vorba lui zice, am alergat mai mult decât toți, măcar că s-a întors mai târziu la Domnul. Și a început activitatea mai târziu decât Petru, decât Iacov. Zice Biblia, am făcut mai mult decât ei toți. Pentru că a ars, de aia l-a ales Domnul. Un om care arde, Domnul are nevoie de slujitori care sunt flăcări. Asta este prima caracteristică care o caută Domnul la noi. Și din păcate trebuie să recunoaștem că creștinismul a devenit foarte lânced, foarte leneș. Am devenit foarte comozi. Ne este greu uneori să venim la adunare. Preferăm să stăm, să urmărim slujbele online, dar aminte să mai facem misiuni, să ne sacrificăm din timpul nostru, din somnul nostru. Am devenit atât de pretențioși, să nu fim deranjați, să fim atât de îmbrăcați și de aranjați. În loc să ardem lăuntru nostru, e dovadă că creștinismul a început să fie bolnav, bolnav greu. Slujitorii Domnului în istorie au fost cei care au ars. Și asta caută Domnul la oamenii Domnului. Amintiți-vă de împăratul care a mers la Elisei. Elisei era pe patul de moarte. Bătrân, bolnav, zice Biblia, de picioare, zăcea rău în pat. Și a venit împăratul în vizită la el. Și Elisei îi spune împăratului, ia săgeți și trage. Zice, de fereastră, trage. Prima te zice să tragă în pământ. Și împăratul a luat și a tras trei săgeți. Și
parcă văd pe Elisei bătrân, nu mai avea putere, se nervează, zice, dacă eram eu în locul tău, trăgeam 11, 20 de săgeți. Pe ce te-ai oprit la 3? Tu, împărat, în plină putere, sănătos, ce tras 3 săgeți? Dacă ai fi tras mai multe, ai fi bătut pe sirieni până ai fi nimicit, așa o să-i bați numai de 3 ori. Oare cât de mult arde inima noastră pentru scopurile lui Dumnezeu, pentru lucrurile duhovnicești, pentru frați, pentru binele celor din jurul nostru. Dumnezeu își caută slujitori și prima calitate a slujitorilor pe care o amintesc în seara aceasta este că Dumnezeu își face slujitori numai din flăcări. Are nevoie de flăcări ca să facă slujitori. Aici, cât privește râvna, vreau să vă amintesc un principiu, revenim și la fizică, pentru că, cum spuneam, Dumnezeu ne-a predat lecții de viață în natură. Dumnezeu a poruncit naturii un anumit fel de comportament tocmai ca să ne învețe lecții de viață. Zice în Iacov, capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Știți care este problema pentru care râvna e tot mai mică? Inima împărțită. În Biblie, inima împărțită este considerată mizerie, de care trebuie curățată. Curățați-vă inima, oameni, cu inima împărțită. Ce înseamnă să ai inima împărțită? Știți că, de exemplu, chiar săptămâna aceasta eram cu copiii undeva la țară și lucram ceva și știți cum e, seara se face mai devreme, ei erau în casă cu lumina aprinsă, iar eu am pornit afară un circular pe același cablu de curent. Știți ce s-a întâmplat? Băieții nu s-au luat curentul, ci lumina a scăzut. Știți, aveți experiența aceasta, când dintr-o dată scade lumina. Copiii s-au speriat, tati, ce se întâmplă? Zic, pur și simplu, din curentul care venea la voi, am luat și eu o parte. Și am luat o parte mai mare, așa încât becul vostru nu mai are suficient curent ca să lumineze la întreaga lui capacitate. Dar dacă cineva pe același cap ar mai fi pune și un aparat de sudură, ar fi scăzut lumina și mai mult, dacă n-ar fi sărit siguranțele, cum se gândea unul dintre frații că s-a luat curentul. Așa este, frații mei, și în viață. Dacă dumneata îți împarți interesele și pasiunile între mai multe lucruri, nu-i de mirare că nu mai ai putere să luminezi, să arzi. Același lucru se întâmplă, de exemplu, la apă. Probabil că ați avut această experiență când ați deschis un robinet la apă și vine apă cu presiune, dar cineva într-o încăpere separată, eu știu, la bucătărie, altcineva a deschis și el un robinet, m-ați văzut că scade presiunea. Dar dacă mai deschide încă un robinet și dacă avem 100 de robineți, o să vedeți cum picură la fiecare. Inima împărțită este motivul pentru care nu mai avem presiune, nu mai avem pasiune, nu mai avem râvnă. Pentru că ne interesează să ne realizăm și carieră, ne interesează să ducem și o viață de lux, ne interesează să fim și cineva, ne interesează să avem și case frumoase, dar vrem să fim și pocăiți. Mi-aduc aminte când povestea un frate în Irlanda, o familie, ieșiseră cu mașina, parcase undeva aproape de o intersecție și un domn cu camionul i-a acroșat și i-a agățat în timp ce erau parcați. Evident, s-au oprit și nu știau cum să comunice, văzând însă șoferul de la tir, văzând că fratele cu sora vorbesc românește, el era român, zice, zice, bine că sunteți român, spuneți-mi cum se procedează, zice că eu sunt proaspăt venit de câteva zile în Irlanda, e primele mele zile la muncă cu volanul pe dreapta, nu s-a obișnuit, zice, iertați-mă, dar vreau să știu ce facem. Și fratele s-a uitat la mașină, la zilătura fratele, la domnul ăsta și i-a zis, dă-i pace, pentru o zgârietură, o repar eu un pic și așa mașina este mai veche, mai avea și alte zgârieturi. Omule, du-te, vezi de serviciu, nu mai ai probleme cu șefii tăi, că numai ce te-ai angajat și deja le faci probleme. Asigurarea este foarte scumpă în Irlanda și dacă mai faci și accidente, pagube, crește foarte mult, ceva care văd că și România începe să urmeze același exemplu. Și fratele a zis, hai să facem un bine la omul ăsta, a venit în Irlanda, du-te omule în pace și Dumnezeu să te ajute. Și povestea familia, am venit acasă, plin de bucurie. Ne-a umplut de bucurie ca și cum cineva ne-ți-ar fi dat o mașină nouă, poate că n-ai fost așa de bucuros, ca și ei că au făcut un bine unui om.
Dar l-am întrebat pe fratele respectiv, dacă dumneata ai fi dat 100.000 de euro pe mașina asta, mai putea să spui așa? Și mai erai la fel de bucuros să o vezi zgâriată și lovită? Vedeți că lucrurile se leagă în Sfânta Scriptură. Apostolul, de exemplu, a zis să nu umblăm îmbrăcați în haine scumpe. Noi zicem, bun, ok, la asta, dar mașini scumpe putem și case scumpe putem și, eu știu ce, concedii scumpe și așa mai departe. Nu! Principiile acestea se leagă unul de altul. Dacă tu le calci pe ăsta, nu o să mai poți să dai cu bucurie iertare celui care îți greșește. Nu o să poți să fii un creștin în altă parte. Dragii mei, nu putem să ne împărțim inima cu toți idolii noștri și să mai avem râvnă și pasiune și pentru Dumnezeu. Un slujitor al Domnului trebuie să ardă pentru cauzele sfinte. Și ca să poți să arzi, să dai randament acolo, trebuie să-ți închizi celelalte robinete. Trebuie să-ți pureți instalația. Domnul să ne ajute să ne eliberăm de orice fel de idol pe care avem sau de forme în care ne consumăm în viața și să ne aruncăm înainte spre ceea ce ne cheamă Domnul. Am avut într-o zi un vis care m-a marcat. Știți că Dumnezeu ne dă și visuri care nu sunt neapărat profetice sau au vreun rol, ci au pur și simplu vise de învățătură, să ne învețe un principiu sfânt. Și visasem doi oameni. Văzusem în visul meu doi bărbați. Pe amândoi îi cunoșteam. Unul dintre ei se dădea jos dintr-un autobuz încărcat cu bagaje și în spate și în mâini și se certa cu șoferul. Celălalt era în fruntea unei armate care era frumos îmbrăcat în uniformă de soldați toți și cu instrumente în mână de fanfariști și el era din vis, așa am înțeles, îmbrăcat în haine de general. Nu știu exact, n-am făcut armata, nu știu exact cum se distinge, dar în vis așa am primit în cunoștință că era generalul acelei armate. Și Domnul mă întreba pe mine, cu care dintre ei vrei să te identifici? Cunoscându-i din viață, știu că primul era prins cu tot felul de probleme din asta lumești, cu viață, cu celălalt. Era un om dedicat la lucrarea Domnului, trup și suflet. În această seară, cum spuneam, stăm și ne măsurăm să vedem dacă noi putem purta numele de slujitori vrednici ai Domnului. Și prima cerință a unui slujitor este să fie plin de râvnă, să ardă pentru Dumnezeu. Zicea Apostolul Pavel lui Timotei că te amintesc rugăciunile mele de zi și de noapte, indiferent de condiții. Noi uneori ne simțim obosiți, deși avem căldură centrală în casă, avem curent electric, avem de mâncare, avem haine moi și patul în care să dormim. Ne simțim prea obosiți să stăm în rugăciune jumătate de oră înaintea Domnului. Apostolul Pavel în Osteneli, nemâncat, neîmbrăcat, bătut, mințit, furat și înșelat de frați mincinoși și vorbit de rău și prigonit. Cu toate astea, stătea zi și noapte, zicea lui Timotei, în rugăciuni și plâng pentru tine. Doamne, ajută-ne să învățăm din exemplele acestea. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc și care caracterizează slujitorii Domnului și l-a caracterizat foarte mult pe Apostolul Pavel, zice în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 1. Eu nu vă spun aceste lucruri ca unul care am notă mare la ele, ci vă spun ca unul care le învăț și eu și, cum am spus, vorbesc din tranșee și mă rog ca Domnul să mă ajute să învăț și eu ce trebuie din ele. În 1 Timotei, în capitolul 1, versetul în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3, mă scuzați, zicea el, deci 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3, mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc, cum? Cu un cuget curat din moși strămoși, care întrerupte pomenesc rugăciunile mele de zi și de noapte. Îi slujesc lui Dumnezeu cu un cuget curat. Rețineți asta. Vreau să vă spun că apostolul a mai făcut această afirmație la un moment dat când era judecat, amintiți-vă, în fața marelui preot, când a fost pălmuit și marele preot a poruncit celui care se afla lângă el să-l pălmuiască pentru vorbele pe care a rostit. Știți ce a zis acolo apostolul Pavel?
Stau în fața voastră și recunosc că l-am slujit pe Dumnezeu cu un cuget curat. Și atunci, preotul a zis celui de lângă, te-ai trage o palmă. Cum are nesimțirea să spună așa ceva? Și apostolul a spus, atunci tu stai să mă judeci după lege și poruncesc să mă pălmuiesc împotriva legii? Da, eu l-am slujit pe Domnul cu un cuget curat. Chiar și înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, când îl prigonea, el lucra cu un cuget curat. Și asta este ceea ce îl califică sau îl descalifică pe un om ca slujitor a Domnului. Indiferent de activitatea pe care o faci, cum spuneam, indiferent de dimensiunile lucrării în care ești implicat, dacă cugetul nu ți este curat, ai pierdut calitatea de slujitor. Deci apostolul Pavel lui Timotei că cei care și-au pierdut cugetul curat au căzut din credință. Ce înseamnă să ai un cuget curat? Mai ales că apostolul, cum spuneam, mărturisea că cugetul lui a fost curat chiar și atunci când prigonea pe frați. Eu cred și cred că am ajuns chiar să am convingerea că avea un cuget curat înseamnă să acționezi și să trăiești în conformitate cu ceea ce știi, cu informațiile pe care le ai. Atât am știut, zicea Pavel, lucram din neștiință, necredință și așa am crezut că e bine și am prigonit biserica. În momentul în care mi-a arătat Domnul ce e bine, m-am dezis de asta și am trecut de partea bisericii. A avea cugetul curat înseamnă să nu treci peste ceea ce știi. Vedeți că noi venim la adunare, suntem învățați să trăim frumos. Pentru asta zice apostolul Pavel tot aici în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 14. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Nu știu dacă lucrul acesta bun se referă neapărat la conștiință, dar putem să înțelegem prin el și conștiința care trebuie păstrată sau versetul 19 din prima epistolă, capitolul 1. Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unul l-au pierdut și au căzut din credință. Iată deci lupta pe care trebuie să o dăm noi este să ne păstrăm credința și să ne păstrăm cugetul. Și să știți că lupta uneori e foarte grea. Ispitele sunt foarte multe să-ți terfălești cugetul, să ți-l murdărești și să-l lași să zacă bolnav. Pentru că aminte, de exemplu, odată avusesem un accident în Irlanda și din cauza asta nu prea puteam umbla. Și datorită legilor din Irlanda nu puteam să beneficiez de concediu medical, nu aveam suficienți ani lucrați încă să pot beneficia de concediu medical și nu-ți permiteai acolo să stai acasă pentru că cheltuielile, mai ales chirirea, trebuia plătită. L-am rugat pe șeful meu să mă lasă să vin așa și să mă înțeleagă că să-mi dea de lucru ceva care nu necesită foarte multă mișcare. Și colegii mei români, văzându-mă a doua zi la muncă, șchiopătând, m-au întrebat ce s-a întâmplat. Păi, uite, zic că am căzut, am făcut o întindere de ligamente și proces foarte greu, nu avea suport să calc pe picior. Și mi-au zis, păi băiete, de ce n-ai fost și tu mai deștept? Să vii la lucru, să te forțezi să nu arăți ce ai. Și aici te împiedici într-o țeavă, în ceva, eram în fabrică. Și ziceai că ai avut loc accidentul la muncă. Scoteai bani de pe firma asta, te țineau acasă, acolo, în cazul de accident la muncă, sunt despăgubirile foarte mari, pe lângă asta, ce au bani de numai, zice, spunea de cifre de afaceri ale fabricii respective, era o fabrică cu renume mondial, și zicea că, nu, trebuia să fiu și un pic mai deștept, să iau bani, nu să pierd. Și știu că i-am spus acelui băiat ceva ce ar trebui să ne spunem noi întotdeauna. I-am zis, auzi, dacă conștiința te doare mai tare decât oasele. Aș fi putut să fac, că m-ar fi dus și pe mine mintea să-i păcălesc. Dar prefer să mă doară oasele decât să mă doară conștiința. Pentru că am trecut în viață prin lucruri în care mi-am călcat conștiința și după aceea aș fi preferat, cum zicea Traian Dor, zice,
într-o poezie, eram în sfânt, am sărăcie, dumnezeiește de bogat. Adică preferi să fii sărac și să n-ai ce mânca, dar să ai conștiința curată, decât să obții orice venit ai obține pe pământul acesta, dar să te mustre cugetul. Iov spunea în cartea sa, am această mângâiere în toate nenorocirile prin care trec și cu orice m-a lovit Dumnezeu, că niciodată nu l-am întristat. Vă dați seama ce cucerire, ce realizare, să ai o astfel de cuget și cugetul tău să fie liniștit, să știi că niciodată nu l-ai supărat pe Dumnezeu. Că niciodată Dumnezeu nu a fost supărat pe tine. Le-am spus și copiilor și le spun în mod despre tinerilor când vorbesc despre ascultarea de părinți. Auzisem despre un frate de la media și nu-i mai rețin numele, Florea, pare mi se. Avea vreo 90 ceva de ani și l-a sunat un frate și l-a întrebat, frate, cum ești? Zice, frate, îți mulțumesc Domnului, sunt sănătos, Domnul se ține de cuvânt. Cum adică? Păi zice, uite, până la vârsta asta n-a trebuit să fiu niciodată la spital, niciodată bolnav. Văd, aud, sănătos, fericit. Și? Ce e asta cu ce se zice? Vreau să vă spun, zicea fratele respectiv, că eu niciodată nu mi-am întristat părinți. Iar Dumnezeu se ține de cuvânt. A promis că celor care ați cinstesc părinții le dă viață lungă și fericire. Auziți, dragii mei, care este calea să fii fericit și să trăiești mult? Nu dieta, în primul rând, nu grija față de să faci mișcare, să mănânci sănătos, să dihnești mult, nu. Să nu-ți întristezi mama și tata. Și cu atât mai mult să nu întristăm pe Dumnezeu. Dacă vrem să purtăm numele de slujitori ai Domnului și Domnul să-și pună pecetea pe fruntea noastră, iată, în seara aceasta învățăm că Dumnezeu este interesat de cugetul nostru. Să ai cuget curat. Mă duc aminte când începusem să discut cu Gabriela, eram prieteni și am stat de vorbă cu fratele Iosif și îi spuneam de relația noastră și l-am întrebat de ce mi este permis și ce nu mi este permis, întrebările tinerilor. Și el mi-a zis, zice, așa să te porți cu ea, încât dacă noi te-am vedea, să nu-ți fie rușine. Că așa a zis apostolul Pavel lui Timotei, să te porți ca un slujitor care n-are de ce să-i fie rușine. Ei, dragii mei, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Vrea niște slujitori care nu au de ce să le fie rușine. Biblia spune că oricum într-o zi tot ce am spus noi în ascuns se va spune despre acoperișul ocaselor. Tot ce încercăm noi să ascundem va fi scos la lumină. Așadar, a fi slujitor a Domnului înseamnă să trăiești cu o conștiință care să nu te acuze și să nu-ți fie rușine de nimic, din ce ai făcut. Dacă viața ta s-ar derula în mod public tot ce faci tu, să nu-ți fie rușine. Astfel de oameni pot arăta, cum zice apostolul Pavel, în privința aceasta, că sunt vrednici slujitori ai Domnului. Nu am de ce să fie rușine. În finanțe, în comportamente, în vorbe, în situațiile noastre de acasă sau de la serviciu, oriunde am fi. Orice domeniu, dacă l-am lua, să nu avem de ce să ne fie rușine. Domnul să ne ajute să trăim în acest fel. Pentru că, în al treilea rând, vreau să amintesc că, și asta este cel mai important, l-am lăsat la urmă, dar important, cum spuneam, nu pentru că celelalte n-ar fi importante, pentru că dacă celelalte nu le avem, ne descalifică de ce le avem, n-avem cum să le avem unul fără altul. Ele sunt un corp comun, ca și cum trupul fără suflet, zice Iacov, este mort. La fel, o conștiință curată, fără râvnă, știi, cum zicea un gânditor, nu vine numele, zicea el că curajul este prima din calitățile umane. Fără el, celelalte sunt lipsit de garanție. Degeaba ești bun, blând, asta dacă n-ai curaj să le aplici astea. Curajul garantează existența celorlalte calități ale omului. La fel și aici lucrurile se leagă între ele. În al treilea rând, un slujitor al Domnului, și asta te descalifică cel mai mult sau te califică, e modul tău de comportament. Ce fel de om ești tu? Cine ești tu? Cum te comporți? Roadele Duhului Sfânt sunt în viața ta, felul tău de a fi,
Ăsta este cel mai important lucru la un slujitor al Domnului. Nu calitățile care le ai, nu talentele, că poți să stai în fața oamenilor să vorbești, să te exprimi, că ai darul să cânti și să respecti o linie melodică. Nu asta îl interesează pe Dumnezeu în primul rând, ci în primul rând pe Dumnezeu îl interesează cine ești tu ca persoană, ce fel de om ești tu. Asta te califică sau te descalifică ca slujitor al Domnului. Mi-aduc aminte cu una dintre expresiile care m-a pus cel mai mult pe gânduri, eram în Irlanda când am auzit-o, apare în Evanghelii, am și amintit deja de ea, dar niciodată nu auzisem în forma aceasta, în Matei, în capitolul 7, când vorbește Domnul Iisus Hristos despre casa zidită pe stâncă și cea zidită pe nisip, amintește cuvintele acelea care le va adresa unora dintre cei care au slujit, crezând că slujesc Domnului, și vor zice, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău și n-am făcut, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Știți că această expresie se repetă într-o altă formă și pilda celor 10 fecioare, când cele 5 fecioare care nu aveau un de lemn în vase au venit și au fost întâmpinate de același refuz, spunând mirele, nu vă cunosc, plecați de la mine că nu vă cunosc. Ei, fratele respectiv mi-a spus ceva, el era evreu, și mi-a zis că în limba ebraică expresia pe care o folosește textul evanghelic sună în felul următor. Nu le spune, nu vă cunosc, plecați de la mine pentru că nu recunosc în voi chipul meu. Duceți-vă de la mine pentru că nu mă regăsesc în voi. Asta are alt sens. Știu că expresia aceasta m-a pus zile în șir, săptămâni în șir pe gânduri. Să știți că vom sta într-o zi în fața cele mai serioase evaluări, zicea apostolul Petru, că cel leprenit scapă cu greu. Dacă îl chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare dintre voi, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Întrebarea pe care o lasă Sfânta Scriptură în mintea și în inima mea în seara aceasta este dacă Dumnezeu, uitându-se la mine, își regăsește chipul. Se vede pe sine în mine. Un slujitor al Domnului trebuie să poată să oglindească chipul Domnului. O lipsă de oglindire, în cazul acesta, zicea Domnul Iisus, se va concretiza într-o respingere, într-un refuz. Indiferent cât de mult am făcut pentru Domnul, indiferent cât de înaltă este poziția noastră într-o slujbă, dacă nu avem chipul Domnului în noi, muncim degeaba. Un slujitor al Domnului trebuie să poarte chipul Domnului. Așadar, nu este atât de important ce faci, cât faci, deși este important și cât lucrezi, râvna, cât ce fel de om ești tu. Așa că, dragul meu, frate, soră, mai mult face să fii blând, să fii iertător, să fii înțelept, să fii îndelung răbdător, cum zicea apostolul în textul ăsta, decât să ai renume, decât să ai bogăție, să ai respectul fraților. La ce folos să ai respectul fraților și să ai refuzul Domnului? Domnul a zis, voi cinsti pe cine mă cinstește. Și forma în care îl cinstim pe Domnul este să oglindim chipul și caracterul său. Știți ce îi zice Domnului Petru? Petru, știți că s-a lepădat de Domnul. Dar după înviere, Domnul a precizat că vrea neapărat să se întâlnească cu el. Și le-a zis femeilor, duceți-vă și spuneți-le ucenicilor și lui Petru, în mod special, că mă duc înaintea lor în Galilea, acolo vreau să mă întâlnesc cu ei. Știți că s-a întâlnit cu ei la mare și Petru, când a aflat că este Domnul, zice Biblia că înaintea celorlalți ucenici, ăsta avea râvnă pentru Domnul, s-a aruncat în mare și a notat să ajungă primul la Domnul. Și a avut loc o discuție între Domnul și Petru. Domnul i-a spus cu alte cuvinte, Petru, știi ce, eu am nevoie de slujitori, eu o să plec de pe pământ. Am nevoie să încredințez lucrarea unor oameni care să facă slujbă. Dar știi ce mă interesează, Petre? Nu l-a întrebat nici de râvnă, nici măcar de curăția de cuget, pentru că știa că oricum Petru a plâns pentru păcatele sale, ci a zis, Petre, mă iubești mai mult decât toți.
Eu am nevoie de un slujitor care să iubească. Asta cer. Dacă vreau să pun pe cineva în slujba mea și să păstorească oile mele, oițele mele, mieloșei mei, am nevoie de unul care să iubească mai mult decât toți. Iubirea ni se cere la toți, dar cine face o slujbă mai mare, îi se cere o iubire mai mare. Cui s-a dat mult, îi se va cere mai mult. Cu cât cineva are o slujbă mai mare, cu atât îi se cere mai mult. Dar Domnul Iisus era interesat, Petre, mă iubești, și de trei ori, și Petru s-a supărat, dar pentru Domnul era foarte important să știe și să aibă acest angajament al lui Petru. Da, Doamne, te iubesc. Să înțeleagă Petru că mai important decât să facă o lucrare, ei să iubească. Să fie el asemenea Domnului. În încheiere vreau să vă spun două lucruri despre slujitorii Domnului, două concluzii. Este o cântare pe care o îndrăgesc eu din adolescență, am auzit-o. Nu mi-a dat Domnul dar o să cânt, dar știu că în versurile sale spune așa: în fața Domnului nu-i nimeni mai scump ca slujitorul său. Vreau să știți că dintre toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta, cei mai scumpi și mai prețioși înaintea Domnului sunt slujitorii săi. Deci e Biblia că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor săi. S-a zis și în cântarea tinerilor și în Psalmul 91, că să cadă 1000 la dreapta, 10.000 la stânga, nu se apropie de tine dacă ești slujitorul Domnului. Dacă ești slujitorul Domnului, satanei frică de tine, nu că tu ești cineva, ci e frică de stăpânul tău. Pentru că a se atinge de tine înseamnă să-i aducă un afront lui Dumnezeu. Biblia spune despre împăratul David că a trimis niște slujitori la împăratul vecin, căruia i-a murit tata, și a ajuns el pe tron și ca să-l felicite pentru poziția pe care o ocupă. Slujitorii împăratului au zis: crezi că David trimite niște slujitori cu gânduri bune? Vrea să-i scodească, știe, perioada asta de instabilitate politică cu schimbarea de regim și vrea să caute punctele slabe ale țării să vină la război împotriva ta. Așa că împăratul, zice Biblia, că le-a ras barba, le-a rupt hainele. David a considerat asta o umilință la adresa lui și de aici a pornit război și a adunat armata lui Israel și a pornit la război împotriva acelei țări. Pentru că cineva a avut curajul să se atingă de slujitorii lui David, David a angajat toată țara în război. Dragii mei, să știți că diavolul știe, dacă cumva îndrăznește să se atingă de unul dintre noi, de un fir de păr de al nostru, pornește Dumnezeu cu toată armata împotriva lui. El știe limitele care le are. De aceea a zis Mântuitorul că nouă și perii din camne sunt numărat și unul lucra de la pământ fără știrea lui Dumnezeu. De aceea, încă o dată, vreau să rămânem motivați de dorința aceasta de a deveni vrednici slujitori ai Domnului. Pentru că ăștia sunt scumpi, sunt prețioși înaintea Domnului. Și conform textului pe care l-am citit în seara aceasta, mă întorc la 2 Corinteni, capitolul 6, vreau să... vă mai spun un lucru, că cea mai mare bogăție a unui om nu se măsoară în lucruri financiare. Dacă s-ar măsura așa, Iisus Hristos a fost cel mai sărac. Și totuși, El este cel mai bogat. Pentru că cea mai mare realizare pe care poți să o faci pe pământ e să primești acest titlu, această pecete de slujitor ai Domnului. A zis Pavel aici, versetul 10, își încheie el pledoaria în favoarea slujirii pe care o face. Suntem priviți ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Ăsta este adevărul. Slujitorilor Domnului, cei cărora Dumnezeu le va da acest titlu, le va încredința la final toate lucrurile. Că nimic din cei pe pământul acesta nu iau oamenilor. Toate le vor fi luat. Oamenii le părăsesc, Dumnezeu le va lua și zice Biblia că le va împărți între Fiul Său și cei care vor birui, așa zice în Apocalipsa. Că cei care le va birui le voi da împreună cu mine să șadă pe scaun de domnie, să stăpânim toate lucrurile. Cea mai mare realizare, deci, dragii mei, e să putem fi în mod corect și cinstit evaluați de Dumnezeu ca slujitori ai Săi. Domnul să ne ajute pe toți.
Amin.